Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului, mulțumesc că ne sunteți alături. Sper să primim multe mesaje de la dumneavoastră în seara asta, pentru că vom discuta lucruri care vă privesc, lucruri foarte interesante. Alături de mine în studio, Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj și președintele Consiliului Județean în funcție. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, telespectatorilor. Încă în funcție. Încă în funcție și poate și viitor în funcție. Și încep discuția din seara asta cu acest subiect, pentru că toată lumea ar vrea să știe, inclusiv politicienii întreabă, care este soluția pe care PSD o va propune la prima ședință de Consiliul Județean, care este echipa care va conduce Consiliul Județean. Să-mi fie scuzată lipsa de modestie, dar întotdeauna PSD-ul a găsit soluția cea mai bună, soluția care să asigure atunci când se câștigă alegerile, omul care își asumă responsabilitatea, omul care poate să răspundă în fața locuitorilor unei comune, de exemplu primarii noștri, de fiecare dată, în mare majoritate, au fost realeși, tocmai prin faptul că au știut cum să-și facă treaba, au știut că ei sunt în slujba cetățenilor. Așa s-a întâmplat și la județ și așa se va întâmpla. De regulă, PSD-ul asta realizează prin echipa sa, că, de fapt, administrația sau guvernarea locală ca și centrală sunt oglinda, dacă vreți, activității politice a unui partid cu oameni responsabili. Și de aceea soluția va fi una bună. Dacă vă interesează, am venit și pornit. Așa, vă rog. Eu pot să spun foarte clar, în momentul acesta și cred că o spun pentru prima dată, la modul cel mai sigur, corect și sincer, nu o să mai candidez. La funcția de președinte al Consiliului Județean. Da. Să rog pe colegii mei să pun asta pe Breaking News, pentru că, într-adevăr, este o știre în exclusivitate. Ne puteți spune ce v-a determinat să luați această decizie, aceea de a nu mai candida la președinția Consiliului Județean? Ați condus lista până la urmă? Sunteți președinte în funcție? Deci, am 20 de ani de activitate în Consiliul Județean. 8 de vicepreședinte, 12 de vicepreședinte. Este un moment în care eu consider că pot să predau ștafeta acolo unde cineva, oricare altcineva din membrii partidului, poate să o ridice. Asta nu că n-aș mai putea eu, dar eu zic că e momentul acesta cel mai potrivit și faptul că gorjenii mi-au dat încredere, fiind cap de listă și luând voturile cele mai multe la nivelul Partidului Social Democrat, la Consiliul Județean, avem același trend de 16 consilieri, de 12 ani de când sunt președintele Consiliului Județean. Acesta este numărul constant de consilieri care l-am obținut. Eu cred că e nevoie să ridicăm ștacheta. De ce nu, în mandatele următoare, noul președinte să obțină majoritatea absolută de 2/3? Cine va fi celui către care veți preda această ștafetă? Avem niște orientări. Ele sunt, bineînțeles, la ora actuală și presupuse de multă lume a fi și aprobate. Dar eu zic că acele lucruri le vom face vineri în Comitetul Executiv cu oamenii care vor conduce Consiliul Județean. Lumea se așteaptă la niște nume, vor fi surprize? Adică numele vehiculate pentru... Păi nu, cum să fie surprize? Cosmin Popescu, Ciprian Florescu și ulterior a apărut și numele domnului Han. Deci vor fi definitivate aceste nominalizări și aprobate în Comitetul Executiv. Și dumneavoastră și Florin Cârciumaru v-ați asumat încă un mandat, unul la primăria Târgu Jiu, unul la conducerea Consiliului Județean. Florin Cârciumaru este de acord cu decizia pe care dumneavoastră ați luat-o? Sigur că noi am discutat și discutăm de fiecare dată. Lucrul ăsta l-am stabilit de comun acord și bineînțeles că am informat și am luat și aprobarea deciziei de conducere centrale. Deci este oficial. Nu se mai poate întâmpla nimic până mine. Deci eu nu pot mai candida. Va fi un... echipa care va conduce Consiliul Județean va fi exclusiv PSD sau veți da curs protocolului cu ALDE? Adică veți da o funcție de vicepreședinte? Avem posibilitatea să o facem exclusiv PSD, dar noi vom menține că este necesar să avem această alianță PSD-UNPR-ALDE, deoarece ne pregătim pentru alegerile parlamentare și guvernarea va fi una PSD-UNPR-ALDE. Asta înseamnă o funcție de vicepreședinte. Absolut.
Bun. Spuneți-mi dacă a încercat cineva din partid, atât din conducerea centrală, cât și de aici să vă facă să vă răzgândiți. Acum nu mai umblu la chestiunea asta de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, e decizia mea personală, nu e de ultim moment, am avut-o de multă vreme, bineînțeles, și am analizat-o pe toate părțile, este momentul, zic eu, ca să putem, din experiența mea și din ce pot să mai fac lângă, eu cred că e mai bine să sprijin un coleg acum, ca să nu avem de niciun fel probleme legate de anumite sincope în administrația locală. Voi fi alături și voi fi alături așa cum știu că trebuie să fie un om adevărat alături. Să-l sprijin, să-l îndrum și nu să fiu acela care îl influențez, omul de influență, să-l influențez să ia decizii împotriva a ce înseamnă binele Gorjului și al Gorjenului. Veți rămâne cu vreo funcție în Consiliul Județean? Mă refer dacă veți rămâne, veți prelua mandatul de consilier județean, veți rămâne în Consiliul Județean perioada asta? Haideți să depășim, dacă am dat o știre aceasta, să depășim momentul vă acesta. Vă dați seama de că mă pușcă colegii mei, deci toată lumea, toată presa vrea să știe. De ce voi face eu? Asta e mai puțin important. Voi decide, bineînțeles, după ce realizăm ce avem ca obiectiv politic, stabilitatea Consiliului Județean, bunul mers al activității Consiliului Județean, majoritățile la nivelul consiliilor locale, stabilitate în funcționarea consiliilor locale, mai ales în zona unde avem primarii noștri, că de regulă, eu am spus-o foarte clar, majoritățile se fac în jurul primarului. Că e firesc să fie așa. Primarul care a câștigat alegerile are încrederea locuitorilor, iar formațiunile politice din structura Consiliului Local e normal să cupleze în jurul primarului ca să vină cu proiecte, cu blocarea proiectelor și susținerea proiectelor și îmbunătățirea acestora de opoziție. Fie și Partidul Social Democrat în multe, zic eu, zone în opoziție. Recent, chiar ieri și alaltăieri, a fost o temă extrem de fierbinte la București și mai ales că vă întoarceți de la București, mă gândesc că poate aveți mai multe detalii pentru noi. Victor Ponta nu a fost până la urmă susținut pentru președinția Camerei Deputaților, deși erau multe așteptări legate de acest lucru. Bun, am discutat cu președintele Partidului Florin Cățumaru, care a fost și membru în Comitetul Executiv. Știu despre ce este vorba, dar astăzi nu am fost de niciun fel pe probleme politice, am fost pe probleme legate de a pune foarte repede în mișcare procedura de implementarea proiectului sau de realizarea proiectului modernizare și reabilitare sală polivalentă. S-a tărgânat foarte mult și am fost împreună cu domnul primar la Compania Națională de Investiții, cu proiectantul, cu constructorul și în termen de 5 zile vom avea ordinul de începere a lucrărilor, depășind toate acele neclarități care existau între constructor și beneficiarul investiției, care este Compania Națională de Investiții. Asta e o veste bună. Deci asta am, v-ați asta am criticați făcut, în campanie asta pentru... am făcut astăzi. Poate am și pierdut votul, dar noi nu lăsăm lucrurile să nu fie duse până la capăt. Iar în legătură cu ce spuneați, eu știu de când a venit domnul Ponta, în ultima zi a campaniei electorale, de ziua bătrânilor, și mi-a spus că nu-i foarte e nevoie să, sau nu-și dorește prea mult să fie președintele Camerei. Dacă e nevoie, și vedea dânsul lucrurile cam așa atunci, spunea, ar fi nevoie, dacă ajungem să luăm președinția Camerei, să facem și o majoritate, să depunem moțiunea de cenzură, dar să le greu lucrurile de așa natură, să putem să devansăm și alegerile, ca să avem o eficiență de guvernare odată cu alegerile din toamnă, prin pregătirea bugetului pentru anul 2017, pregătirea pentru iarnă, că dacă mergem și luăm camera și nu facem nimic și ținem acest guvern în continuare, pentru domnul Ponta nu era un mare avantaj ca președinte al Camerei Deputaților, că lumea s-a așteptat foarte clar și toată lumea așteaptă acum o moțiune de cenzură să pice guvernul. Ceea ce ar însemna anticipate, ceea ce nu e în interesul nimănui, cum mai sunt câteva luni. Instabilitatea e mai bună așa cum este acum, sau instabilitatea e mai rea decât ce se întâmplă acum. Dar e foarte rău și acum, bineînțeles. Acum am văzut și toată lumea. Da, toată lumea a interpretat că o ruptură între... Eu nu consider de niciun fel o ruptură, s-au înțeles foarte clar și a spus, dacă domnul Ponta a spus foarte clar, nu voi candida. Dacă lucrurile stau așa și domnul Dragnea spune că nu este nevoie, nu candidăm. Și nu are rost să producem
ce toată lumea și-ar aștepta în Partidul Social Democrat și nu s-a întâmplat niciodată disensiuni din acestea care să ducă la rupturi și așa mai departe. Ele mai degrabă au de altă parte, întâlnit nici atitudinea domnului Dragnea n-a fost înțeleasă față cerut, de un om cerut, care este... Deci domnul Dragnea mi-a spus domnul Cârciumaru că și-a cerut de fapt scuze urmare a declarațiilor care le-a dat în ziua precedentă, având și dânsul probleme care le are, bineînțeles, și a zis, dom'le, de aici s-au făcut toate acele interpretări, sigur. Mai ales că declarațiile erau făcute față de un om al partidului care în momentul de față este cotat la încredere 60%, adică mai bine de atât. Deci era clar de suspectat, nu-l vrea că e frică că pierde conducerea partidului. Multe lucruri, da? Și a cerut scuze și a zis, dom'le, nu-i momentul acum. Victor Ponta și-a făcut treaba, ca și ceilalți colegi să vină aproape de partid ca să câștigăm alegerile parlamentare, că de fapt obiectivul final este o guvernare bună pentru România pe care Partidul Social Democrat a asigurat-o de regulă. A fost la un moment dat în declarații și un îndemn, dacă vreți, nu numai față de Victor Ponta, față de mai mulți din partid, să vină la muncă în teritoriu. Victor Ponta a fost în această campanie electorală prezent Victor aici. Victor Ponta a răspuns la toate solicitările din România, acolo unde colegii au crezut că e nevoie de prezența dânsului. Ba mai mult decât atât, putem spune că n-a putut să acopere toate solicitările și a fost prezent din Moldova, Ardeal, Oltenia, în toate colțurile țării pentru a susține această campanie electorală noastră, care a fost una, după cum ați văzut, o reușită. Mulți au spus că această atitudine și această situație creată pentru Victor Ponta înseamnă un fel de sfârșit pentru el din punct de vedere politic. Vedeți așa? Exclus. Deci, spun, bineînțeles, că sunt aceia care spun că se tem de Victor Ponta, dar noi vedem ce spun oamenii. Vedem opinii din rândul populației, din rândul alegătorilor, că a fost mai bine cu Victor Ponta și Victor Ponta a demonstrat că a fost un prim-ministru al românilor. Spuneți-mi dacă în perioada care urmează vor mai fi purtate negocieri pentru majorități. Sunt niște discuții în spațiu public pe plan local cu privire la niște majorități create puțin împotriva firii. În sensul că la Bumbești Jiu, de exemplu, primarul liberal a făcut majoritate cu Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, avem situația de la Motru, unde deși e un primar liberal câștigător, majoritatea creată alături de PSD îi impune viceprimarul. Astea sunt doar câteva dintre exemplele cele mai, controversate în perioada asta. Care am văzut declarația dumneavoastră prin care ați lansat un semnal colegilor din teritoriu să facă majoritățile cum le comod să o facă. Deci ați dat exemplu cele două majorități. Da. Amândouă sunt excepții de la regulă. Sunt? Da, sigur. Păi, pe de o parte, acolo la Sadu e vorba de o înțelegere pe care și-o dorește primarul penelist cu majoritate viceprimar PSD-ist, iar la Motru este o impunere, practic. Avem o majoritate, putem să facem o majoritate și impunem primarului penelist un viceprimar PSD-ist. În ambele variante, eu vreau să spun că aceste excepții susțin regula că nu facem cu PNL-ul aceste majorități de regulă. Dar unde este cazul și unde se poate, bineînțeles că se întâmplă și acest lucru. Aceste majorități nu e obligatoriu și nu poți să le faci matematic până la urmă. Chiar pe alianța PSD-UNPR-ALDE. Avem majoritate, s-ar putea să avem și aici multe excepții. Și, repet, majoritățile se fac de regulă. Atunci când ai garanția că ai majoritate, e sigură, n-ai nicio problemă și de regulă se fac în jurul primarului și primarul își creează majoritatea. Da, dar uite, la Motru nu își creează primarul majoritatea. Aici avem posibilitatea să ne facem majoritate, dar majoritatea noastră va fi una responsabilă că primarul, fiind de altă culoare politică și cu Consiliul Local în minoritate, majoritatea noastră va fi una responsabilă de bunul mers al activității administrației publice din Motru. Da, dar asta, adică primarul nu prea are multe de spus dacă are un consiliu local ostil. Nu, păi consiliul local are treaba lui, să dea hotărâri care să fie oportune pe priorități, care să fie legale și primarul să le execute. Nu e niciun fel de încărcare a atribuțiilor între Consiliul Local, care e organ deliberativ, și primarul, care este executiv. Da, până la urmă, decizia e furtună, așa. Deci, până la urmă, expresia votului în Motru a fost ca primarul să aibă o altă culoare. Da,
și votul politic a spus altceva. Bun. E o problemă cu cei de la ALDE. Am văzut din declarațiile, e adevărat, domnul Dian Popescu n-a prea făcut declarații în ultimele zile, dar am văzut declarații din partea celor de la ALDE care sunt puțin contrariați, ca să nu spun altceva, vis-a-vis de înțelegerea pe care ați încheiat-o cu PSRO și cu Marian Rotaru. Cu atât mai mult cu cât la nivel central există protocolul cu ALDE, al PSD-ului și protocolul partidului Mircea Joană cu liberalii. Și atunci o excepție nu, de la regula centrală. De la regula centrală care a dat serios planurile peste cap pentru multă lume, pentru că în condițiile în care teoretic centrul indica niște majorități cu prioritate făcute. Acum, Mircea Joană poate să impune Rotaru să facă alianță cu PNL-ul, Rotaru care s-a dus cu brațele deschise la PNL și a fost propus să candideze la primăria municipiului Târgu Jiu pe PNL și PNL-ul a respins. Evident că n-ar mai putea omul să facă alianță cu lui. Mai mult decât atât. Cât e el de năbăduiesc, Rotaru? El e mai aproape de PSD, de stânga, decât de cei de dreapta. Și sigur că trecând peste ce înseamnă o competiție și în care folosești și unele măsuri mai puțin ortodoxe, așa cum le-a folosit el, putem să trecem peste ele, că în politică niciodată nu se spune niciodată. Da, am văzut că se dau greu bătuții cei din alți de atunci când vine vorba de funcția de viceprimar la Târgu Jiu. Și ar dori, cel puțin Edi Lădaru pare să-și dorească foarte mult funcția asta și pentru partid, dar și pentru sine însuși. Pot să-i spun și eu Edi Lădaru, cu toate că nu-l cunosc, dar eu cred că altcumva să se aborda o alianță și atitudinea lui de a spune că eu sunt sigur viceprimar și nu sunt viceprimarul lui Cărciumaru și sunt viceprimarul Târgu Jiu, dar cum să fie viceprimarul Târgu Jiu, că ar trebui să fie majoritar, să aibă 10 consilieri. Cu 3 consilieri nu poți să fii viceprimarul Târgu Jiu. El a greșit aici. Și atunci era mai degrabă o apropiere, o discuție. Aceste animozități eu cred că se depășesc. Care va fi așezarea politică, dacă vreți, în Gorj, după finalizarea acestor negocieri, din punctul nostru de vedere? Una care să răspundă cerințelor pe care ne le-a impus alegătorii, una care să aducă rapid această stabilitate la nivel local și în Gorj, eu zic că lucrul ăsta a existat, încât să putem să depășim problemele grele pe care ne le creează această guvernare, ca să putem să ne pregătim de alegerile parlamentare, ca să le câștigăm și să avem și o guvernare stabilă ca și cea din Gorj. Se poate că există un curent așa de opinie care spune că există posibilitatea ca centru să impună ceva filialelor din Gorj, fie filiale PSD, fie filiale ALDE, fie filiale PSR și să strice cumva înțelegerile care deja există. Credeți în această ipoteză? Acum cum să zic, eu de regulă foloseam condiționalul optativ ori mai negativ, n-aș prea și crede. Da. Deci nu prea credeți că se poate schimba ceva. Da. Când va fi ședința de Consiliu Județean? Păi, noi ne-am am văzut că liberalii să au tras un pic de timp. Pe 21, dar înțeleg că liberalii la nivel central raportul financiar tocmai pe 21. Deci după 21 se poate. Până nu se depun aceste documente financiare, bilanțul financiar, nu se pot constitui consiliile locale. Cum vă explicați această întârziere? De ce credeți că trag liberalii de timp? Că până la urmă lucrurile sunt cumva decise. O teorie am văzut că este că nu vor să afle ce în primăria București. Altă teorie e că trag de timp ca să mai apuce niște negocieri prin țară. Care este părerea dumneavoastră? Că până la urmă încurcă lucrurile. Părerea mea că asta fac. Ce au făcut și până acum, vor să încurce lucrurile. Au încurcat lucrurile și în campania, orice campania au făcut, au încurcat lucrurile și când au fost la guvernare și când nu sunt la guvernare și așa mai departe. Vor să încurce lucrurile. Nu vor să facă un lucru bun pentru stabilitatea noastră ca națiune. Dar ca am ceva de câștigat, vedeți că ar câștiga ceva din asta? Nu conștientizează că pierd. Eu știu, probabil se gândesc că o să câștige în altă direcție. Da. S-a făcut un apel la opoziție, am văzut poziții ale liberalilor, că nu se fac majorități nicăieri cu PSD-ul, mă rog, excepția fiind cea de la Bumbești Jiu, și că își doresc să facă opoziție. Altele. Credeți că vor mai fi și altele? Sigur, da. Eu spun foarte clar, nu poți să treci peste opțiunea primarului atunci când el poate să facă o majoritate, indiferent care e partidul. Că riscă. Partidul care forțează o majoritate și nu ia în calcul opțiunea primarului, primarul ce bine, dar nu mai fac politica
partidului și pierzi electoral acolo. Și își face politica lui și se declară din stat. Ora politicul îți spune, sunt membru vostru până se termină mandatul, dar să nu mă întrebați că n-am nicio, nu mai chide nicio răspuns. Nu vă convine, dați-mă afară. Îl dai afară, nu mai, nu-și pierde calitatea de primar. În această campanie electorală, din datele pe care le avem, am stat de vorbă cu colegii de dumneavoastră din partid, sunt câțiva oameni care au muncit. Printre oamenii care au muncit și care au fost permanent în teritoriu, sunteți și dumneavoastră. Sunt și alții despre care se spune că n-au muncit la fel de mult. Credeți că, ținând cont de rezultatele alegerilor, sunt reproșuri de făcut și s-ar impune niște măsuri și în anumite organizații ale PSD? Deci, ca o concluzie a rezultatelor obținute în campania de PSD, echipa a muncit. Acum, evident că nu poate să fie totul perfect și eu spun de fiecare dată că întotdeauna e loc de mai bine. Vom face analize punctuale pentru fiecare localitate parte și primul obiectiv pe care ne-l propune este acela de a revigora organizațiile teritoriale, unde, acolo unde nu am avut rezultate bune și acolo unde nu mai există perspectivă cu, în formula actuală. Și când se va întâmpla acest lucru? Când estimați că... Realizăm constituirea Consiliului Local, pasul următor, odată cu pregătirea deja sau intrarea în campanie, în precampanie pentru alegerile parlamentare, facem aceste măsuri, realizăm aceste măsuri de revigorare a activității politice a organizațiilor teritoriale slăbuțe. Cum comentați situația de la Cărbunești? Că n-am apucat să vă întreb asta. Cărbunești a fost o surpriză. Plăcută. Plăcută pentru PSD, da. Da, a fost foarte clar și lucrul acesta nu... Puțin au crezut că se va întâmpla să cadă un primar în exercițiu de pe poziția lui Mazilu și ni s-a întâmplat și nouă, din păcate. La Motru. La Motru nu chiar, că la Motru am un primar nou. La Fărcășești, la Alimpești, la Berlești. Nu, niciodată nu mă gândeam că o să pierdem la Berlești și la Alimpești și nici chiar la Fărcășești, bineînțeles. Așa a fost de încrezător și Mazilu, dar am avut un candidat tânăr, am avut un candidat care a activat de tânăr în organizația locală, a fost perceput ca un om care își vede de treaba lui, a fost un consilier de asemenea remarcabil prin atitudinea care a avut-o față de colegi și față de locuitori și ce a făcut altceva? Nu numai echipa PSD l-a scos acolo, a atras lângă el factori de răspundere din cadrul societății sau comunității Cărbuneștiului, din sănătate, din toate domeniile de activitate. Vă așteptați la rezultat? Ați prevăzut că vor câștiga alegerile la Cărbunești? Dacă cu cât timp ați simțit asta înainte? Deja, singurul lucru care m-a făcut să fiu puțin sceptic a fost că nu s-a putut face o înțelegere de la început între Miloșescu și birou. Dar... întrucât cei doi am vorbit cu domnul Biroș și era cel mai supărat e pe Miloșescu și pe echipa de la UNPR. Că n-a înțeles Miloșescu, dar a primit și el o lecție, am spus și eu. Nu, deci înainte de a-l desemna, înainte de am avut acolo discuții foarte dure cu organizația locală, am discutat cu ei doi să-i unesc. N-a fost chips și n-a fost de niciun fel chips ca să înțeleagă Miloșescu că trebuie să vină să alături de că zic că avem șansele mai mari. Zic, așa, doi să ceață, e posibil să câștige al treilea. Și gândiți-vă, așa le și spuneam, că el pleacă de pe poziția aia de primar în exercițiu și e foarte clar că are avantaje, are atu. N-a înțeles, dar munca și după la care s-a adăugat, deci calitățile candidatului, am atras tot ce a însemnat oameni care s-au atașat lui birou și l-au lăsat pe Mazilu deoparte, în campanie electorală birou și-a făcut treaba mergând din apartament în apartament, mergând din casă în casă. Și ați enumerat niște locuri în care nu s-a întâmplat așa. Absolut. Și de locurile acelea vă întrebam, dar mai continuăm. Locurile acelea erau la fel ca și ale lui Mazilu. A fost o aroganță din partea unora. La fel ca și ale lui Mazilu. Deci, exact. S-au considerat învingători dinainte să înceapă campania. Luăm scurtă pauză de publicitate. Sigur pe ei, nu știu neapărat. Luăm scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi.
Revenim la discuția noastră. Vă reamintesc că alături de mine Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gorj și președintele în exercițiu al Consiliului Județean Gorj, care tocmai a anunțat, deși nu-i place să reiau subiectul pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu sau ați văzut pe site-ul nostru, este adevărat, Ion Călinoiu a declarat acum câteva minute că nu intenționează să mai candideze la funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu reluăm această discuție, revenim la locul în care rămăsesem înainte de pauza de publicitate. Așa cum spuneam, sunt unii care, fiind convinși că vor câștiga, nu au dat tot ce au putut în această campanie și au primit o lecție dureroasă. Exact cum spuneați, sunt primari care erau la nu știu câte le-a mandat și au pierdut. Și nu pe un tip de atitudine. Și și-au făcut și treaba, mai ales în acest mandat 2012-2016, eu în Gorj ca și în România, urmarea unei guvernări bune, au fost și cele mai multe investiții din tot ceea ce însemnat infrastructură, rutieră, apă, canal, școli, sănătate, deci au fost proiecte plus ce știm cu toții și dau, de exemplu, localități cu primari de altă culoare politică și ne-au mulțumit foarte clar că s-a scăpat de datoriile acelea istorice care... Vă referiți la arierate. La arierate, sigur că da. Și în condițiile în care s-au făcut lucrări noi, alimentări cu apă, asta înseamnă foarte clar că, și eu le-am spus-o de fiecare dată, trebuie să fii tot timpul să stai de vorbă cu om. Bun. Spuneați că veți face o analiză în zonele astea și vom vedea ce se va întâmpla în urma acestei analize. Se discută despre alegerile analize, parlamentare. Deci, întotdeauna să înțelegem, când facem aceste analize, ne ducem să luăm capete. Noi avem nevoie de oamenii acestea, că oamenii sunt în continuare oameni cu experiență politică, oameni de ajutor. Găsim măsurile cele mai bune pentru a avea, așa cum vă spuneam, formulă optimă la nivelul conducerii organizației teritoriale PSD, oricare ar fi ea, ca să câștigăm alegerile și să o avem în continuare puternică. Un partid fără organizații și structuri locale nu poate să aibă, fără bază, nu poate să aibă rezultate bune. Mă uit în SMS-uri și văd că se fac foarte multe speculații. O să vă citesc câteva dintre ele spre finalul emisiunii, că trebuie să lămurim niște lucruri. Deja se fac speculații cu privire la anunțul dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum veți ataca alegerile parlamentare. Să fiți sigur că nu mă întorc, e decizie sigură. Decizie sigură, am înțeles. Se discută deja despre alegerile parlamentare. Chiar în PMP a izbucnit un scandal pentru că domnul Iriza a anunțat candidatura și cei de la centru nu știau, chiar a intervenit Robert Turcescu și a spus că încă nu s-a discutat despre candidați și că e o prostie să anticipezi lucrurile în asemenea manieră. Pe de altă parte, rezultatul alegerilor locale este un barometru pentru fiecare partid, pentru a ști ce strategie își face pentru alegerile parlamentare care... Na, trece repede timpul, o să vină foarte repede. Legea este schimbată, e modificată, nu mai sunt colegii. Colegii pe listă. Bun. Ce semnal va transmis electoratul, pentru că prezența la vot a fost foarte scăzută, mai ales în Târgu Jiu, așa cum știți. Și cred că este un semnal din care mă gândesc că ați învățat ceva, zic. Ați primit un semnal. Că partidele trebuie să înțeleagă că sunt acelea care ei, prin oamenii pe care îi au pe liste, răspund în fața cetățenilor și nu cetățenii în fața partidelor. De aceea, noi am avut și o listă de consilieri județeni, ca și listă de consilieri locali, cu oameni tineri, cu femei, cu oameni din tot ce a însemnat pregătire profesională acoperitoare pe toate domeniile de activitate și care au, bineînțeles, un segment din comuna sau din județ de locuitori pe care, bineînțeles, îi poate asigura că își asumă responsabilitatea, că nu vor fi promisiuni electorale și vor fi fapte și proiecte pe care le vom realiza. Același lucru se va întâmpla și la alegerile parlamentare. O listă, și eu zic că e foarte bine că s-a schimbat legea de a mai avea alegeri pe colegii,
că am văzut ce înseamnă alegeri pe colegi, mai mult decât atât, permisivitatea legii de a avea trei parlamentari pe un singur colegi. Prostie să triplezi numărul de parlamentari. A fost un număr foarte mare de parlamentari și nu, zic, nu zic eu asta, dar sunt foarte mulți analiști care au susținut în toată această perioadă că n-a fost și parlament atunci, mai slab vreodată. Atunci în nu, este, nu este el cu numărul mai mare și este cu numărul mai mic de voturi, că așa se redistribuia pe legea aceea, nu? Bun, câți parlamentari va avea județul Gorj? Va avea doi senatori, doi senatori și cinci deputați. Deci șapte în total. Da. Din calculele, din, dacă rezultatele de la alegerile locale ar fi de fapt pentru alegerile parlamentare, care ar fi structura politică? Aceștia șapte cui ar aparține? Politic vorbind, pe votul de la locale. Pe votul de la locale, PSD, un NPR, ALDE, că așa vom fi, vom avea un senator mai în mult mod ca cert, sigur, da? Și trei deputați. Și ar reuși prin voturile obținute, de exemplu PNL-ul, să obțină o funcție de, de senator? Repet, alegerile de acum, rezultatele de acum. Acum, bineînțeles, partidele, în votul obținut la nivel național, poate să dea un de pe listă un parlamentar, să nu-l dea de Gorj, un senator de Gorj, să le ia în altă parte, dar nu știu, aminte că mi se pare am avut parlamentar de pe listă de partizat de UDMR în Oltenia, nu știu când pe listă. Da, a fost la un moment dat o situație extrem de ciudată. Deci, deci există și această posibilitate. Partidul poate să se echilibreze după aceea, cel care n-are vot pentru un parlamentar un mandat plin, da. Plin, îl face la nivel național și cade de acord, nu? Deci stabilește dacă nu îl pune în Gorj și îl pune în Vâlcea. Bun. Certitudinile pe care le avem în momentul de față vis-a-vis de listă sunt ca urmare... Și poate să apară de la alt partid care intră în Parlament. Am înțeles. Știm cu certitudine că Victor Ponta, cel puțin din declarațiile făcute fi, și de organizație și de Victor Ponta, va fi sigur primul loc la deputați. Da, pe listă. Da. Mai există alte certitudini în momentul de față pentru această listă? Dacă mai sunt alte nume care să fie cunoscute în momentul de față. Cu certitudine nu. Și legat de cei care în momentul de față sunt parlamentari, sunt foarte mulți care au plecat, v-au părăsit așa pe final de mandat. Acum nu mai avem decât pe Weber, mai avem, nu? Deci Weber presupun că e favorit. Weber și Costoiu. Și Costoiu la Senat. Știți ceva despre intențiile pe care le au? Îi mai interesează alte mandate? Ați avut discuții sau încă nu? Nu. Când se va decide această listă? Aveți un termen limită până la care veți decide? Organizația de la Gorj sau la nivel național s-a discutat? Bineînțeles că organizația de la Gorj poate să-și facă un punct de vedere cât se poate de repede pentru propunerea de parlamentari. Dar acum eu cred că e momentul acesta și pe ăsta trebuie să-l valorificăm la maxim, să obținem rezultatele cele mai bune de stabilitate și prin crearea majorității în consiliile locale. Deci asta este prioritatea în momentul de față. Că, așa cum spuneam, trebuie să luăm la mână fiecare organizație. Ca să ai parlamentarii care trebuie să fie susținuți în teritoriu, de asemenea trebuie să aibă susținerea organizațiilor locale, cum le spuneam la consiliul județeni. Nu o să punem o listă de consilieri județeni pe care primarul din comuna aici, du-te, dom'le, ce caută acolo, eu nu-ți votez lista. Eu nu colaborez cu ei. Sigur, și atunci trebuie să lucrul ăsta să fie foarte clar de desemnarea a candidaților pe liste de parlamentari cu susținerea acelor din teritoriu. Știu că nu... Pe lângă ce înseamnă capacitatea lui de a obține voturi. Fiecare poate să obțină voturi. Un număr de. Unii sunt testați în alegeri, alții nu. Nu sunt suficiente, oricare ar fi capacitatea lui, voturile pentru a fi un parlamentar, sigur, dacă n-ai susține organizațiilor locale. Primarii din teritoriu, indiferent de culoarea lor politică, sunt destul de dezamăgiți de lotul actual de parlamentari. Adică am auzit destul de puțin primari vorbind de parlamentarii din acest mandat. Pot să spun că noi o să ne pregătim o listă de parlamentari ca să luăm voturi și de la primarii de la celelalte partide. Da, interesant asta, nu știu cum veți reuși să-i convingeți, mai ales că sunt unii dintre ei destul de, cum să zic, radicalizați în ceea ce privește colaborarea cu PSD-ul, alții nu sunt, din contră. N-am zis de la toți.
Da. Aș vrea să discutăm puțin despre investiții în această campanie electorală. S-a vorbit destul de puțin de proiecte. A fost mai mult o campanie bazată pe atacuri din partea contracandidaților. Și n-am prea aflat foarte multe lucruri din intențiile pe care le au cei care au câștigat acum funcțiile. V-aș întreba pe dumneavoastră. Ce planuri are echipa PSD pentru Consiliul Județean, la modul concret și imediat? Iar vrea să mă scuzați, că nu stau lucrurile chiar așa. Partidul Social Democrat a avut foarte clar și explicit programul campaniei electorale cu proiecte pe fiecare localitate în parte. Proiecte de pe infrastructură, pe sănătate, pe învățământ. Eu cred că vă referiți la ce înseamnă, domne, în gor se vorbește de fiecare dată. Locurile de muncă, cum le creați? Mai aduceți și alt gen de investiții decât proiecte cu bani europeni și pe bani naționali. Asta la e o dezbatere, cum să zic, o ceartă, dacă vreți, între interlocutori la orice dezbatere. Sigur, da, dar noi am la avut... La nicio emisiune de dezbatere nu am reușit să ducem o emisiune până la capăt în care să fie lăsat ăla care vrea să vă zică ceva despre program până la final. Și ca să spun acum, iată de ce n-am venit eu la emisiune de dezbatere și mi-a zis că sunt marele absent. De asta n-am venit, fiindcă nu puteam să susțin proiecte, se denatura de fiecare dată subiectul și se vorbea de orice altceva, nu de interesul proiectelor de care, bineînțeles, sunt interesați alegători. Și de-aia n-am venit. Dar, până la urmă, retorica asta trebuie schimbată dinspre partide, dinspre politicieni. Noi n-avem ce să facem decât să vă punem la dispoziție posibilitatea de dezbatere. Nu din cauza dumneavoastră n-am venit. Din cauza oamenilor care nu înțeleg să facă campanie, să vorbim. Eu vorbesc de ce trebuie să fac, tu nu trebuie să ne călcăm pe picioare și să-mi spui că eu nu fac bine și tu faci bine. Te spui dacă tu faci mai bine și iată prin ce. De-aia n-am venit. Și cred că a fost și bine. Dar acum, eu vreau să vă spun că am prezentat pe fiecare localitate proiecte în continuare și proiecte noi. Și de fiecare dată eu am avut, dacă ne aducem bine aminte, sloganul foarte clar. Vom continua proiecte pe infrastructură, sănătate, învățământ, turism. Vom menține și ne vom bate pentru locurile de muncă din minerit și vom crea locuri de muncă. Eu vreau să vă spun că suntem pregătiți și avem și această majoritate la Consiliul Județean pe care, de care sunt convins că va fi una cu stabilitate și una care să aprobe proiecte pentru Gorj și gorjeni și vom asigura și facilități încât să creăm deschidere pentru investitorii cu capital privat. De ce n-ați făcut până acum? Sigur că mă întreabă. De 20 de ani, probabil, de aia te retragi ca să vină... O fi și asta, uite, n-am putut să fac locuri de muncă, mă retrag ca să fac locuri de muncă prin investiții de atragere a capitalului privat. A fost, poate, cărinul cu iulul pe n-a fost așa. Au fost multe lucruri de făcut până aici. A fost de făcut drumul de N66. A fost de făcut drumul de sub munte. A fost de modernizat drumul de la Cărbunești-Cicleni, drumul din platforma industrială, drumul de la Tismana, drumurile care efectiv sunt arterele principale de circulație și infrastructura este elementul numărul unu de a atrage investitori. Eu vă spun că de fiecare dată în ultimul timp am fost apreciat sub acest punct de vedere și din acest punct de vedere că avem o infrastructură rutieră corespunzătoare și mai e puțin de modernizat pe rețeaua de drumuri naționale și mă refer ce face la legătura cu Vâlcea, Scoarța, Logrești, Râmnicu Vâlcea, în rest le cam avem puse la punct și eu deja sunt convins la ce am văzut până acum că o să avem și investiții importante cu capital privat în viitorul apropiat. Foarte apropiat. Bun. Spuneți-mi în ceea ce privește absorbția de fonduri europene, știu că se pregăteau niște proiecte în cadrul Consiliului Județean pentru... Deci noi le avem pregătite, sunt depuse pe programul operațional regional, Agenția de Dezvoltare Regională. Nenorocirea este asta, guvernul de tehnocrați a blocat tot ce înseamnă administrație. Nu este deschis la ora actuală nicio axă pe niciun program, că e regional, că e post... Dacă nu, îi pierdem. Asta păi era vorbim
în 2016-2020, deja 2016 s-a dus, n-am depus, deci proiectele le-am aprobat, a fost aici ședință de... Deci înjurăturile pe care vi le luați pe tema asta sunt gratis, că nu e, nu absolut, e vina absolut. Autorității publice locale. Pe 2007-2013, ne aducem aminte, am fost primul județ din România care a semnat primul contract cu fonduri europene pe programul operațional regional, modernizarea drumului de Sumunte. Am mers și l-am demarat în 2009, dar în 2011 a fost blocate toate, până din 2012 când s-au deblocat. În 2012 aveam 6% accesarea fondurilor europene. Iată, asta înseamnă de fapt ce înseamnă să-și facă treaba fiecare administrație centrală, județeană și locală. Care este colaborarea pe care o aveți în momentul de față cu acest guvern? Există? Nu există. Păi, dar nu stă nimeni cu nimeni de vorbă. Deci eu n-am întâlnit la ora actuală un ministru care să stea de vorbă cu o asociație a primarilor de comune, a primarilor de orașe, a Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Am văzut aici, clar, domnul ministru Grigorescu, e posibil ca pe o activitate de interes național să nu te, pe care, bineînțeles, așa cum ai apreciat-o, vezi ca una care să-ți asigure cel mai important lucru pentru România, să nu fie dependentă din punct de vedere, să-și asigure dependența din punct de vedere energetic, nu stai de vorbă cu cine? Cu cei care, de fapt, îi asigură existența. Ultima întrebare și apoi vă citesc câteva dintre mesaje, pentru că vă spuneam că au fost reacții diverse la anunțul dumneavoastră. Este vis-a-vis de complex energetic Coltânia. Situația este în continuare delicată acolo. Dacă aveți informații legate de ce se întâmplă despre noul șef al directoratului? Noul șef al directoratului, ce să fac? Am stat de vorbă cu dânsul. E un om care știe și e profesionist. De când a venit, vinde energie. Dar în legătură cu deciziile nu poate să ne spună nimic. Dom'le, nu toate se știe... deciziile sunt luate de Consiliul de Supraveghere. Și nu există. Deci nu există decizii. Azi e așa, mâine e așa. Nu știu ce vor. E comitet sau Consiliul de Supraveghere. Da. E directorat paralel acolo. Sunt directorii care sunt în producție, în execuție și sunt directori fără responsabilități, da, fără atribuții. Și ăia votează, ăia nu votează. Ăia votează necunoștință de cauză. Ce să voteze? Ce știu despre ce e vorba acolo? Bun, dar situația asta, adică e ca un butoi de pulbere. Nu o să poată rezista nu știu cât în situația actuală. Deci, domnul director interimar, director general interimar Ilie a reușit din prima zi de când a venit să vândă 2000 de megawatts, nu? De energie. Să intre în piață. Cât îl lasă, își face treaba. Ca perspectivă nu putem să știm nimic, că se vorbește, se face strategia, nu știu. Deci e nevoie de, în continuare, de ceea ce înseamnă decizia politică și pe care Partidul Social Democrat nu și-a dus-o la îndeplinire, trebuie să spunem acesta, de a realiza mixul energetic. Și pe ideea asta veți merge în continuare cei din Partidul Social Democrat? Nu mai pe aceasta. Bun. Reacțiile la anunțul dumneavoastră sunt de toate modurile. Sunt oameni care vă întreabă de ce ați luat această decizie, oameni care spun că ați ajutat primarii, primari care spun că i-ați ajutat, dar sunt și oameni care spun că bine faceți că vă retrageți. Acum nu mă apuc să vă citesc. Toate afirmațiile sunt valabile. Bun, nu mă apuc să vă citesc din mesaje. Vă citesc câteva dintre întrebările adresate de cetățeni care mi se par foarte corecte din partea lor. Se retrage și din politică până în toamnă, nu, zice cineva? Nu. Ce înseamnă? Rămâneți în frunta Partidului Social Democrat? Adică explicați ca să nu dați deci rămân președintele executiv al Partidului Social Democrat, Organizația Teritorial Gorj. Bun. Altă întrebare este cine va face parte din echipa de la Consiliul Județean? V-am întrebat asta, spuneți că vom afla răspunsul vineri. Sigur. Aici e vorba de o decizie politică și e vorba de Comitetul Executiv Județean. Puteți măcar să ne spuneți dacă mergeți pe o echipă tânără? Dacă mă retrag, e normal că trebuie să fie una tânără. E relativ asta, nu știu de unde e normal. Na. Da. Și în general, echipa PSD a Consiliului Județean e una tânără, dacă o analizăm acolo. Vă referiți la aparat sau la consilierii județeni? La consilierii județeni. Da. Sunt probleme personale la Călinoiu sau ce l-a făcut să se retragă? Nu-l mai vrea conducerea centrală a partidului? Încă o speculație care s-a făcut. Mă vrea conducerea centrală a partidului, este decizia mea. Strictă dumneavoastră.
Da. Domnule președinte, vă convine această situație de la Consiliul Județean? Dacă vor rămâne cei tineri, se vor certa? Nu au cum să se înțeleagă. Nu au cum să certe că eu sunt aici. Am spus vă luați diplomă de arbitraj. Îi voi sprijini și nu sunt ei puși pe ceartă. De fiecare dată, așa cum spuneați și la decizia aceasta, există speculații. Vă asigur eu că sunt responsabili, știu ce au de făcut și nu ajungem acolo de niciun fel. Ori diversitatea de idei și opiniile diferite nu înseamnă ceartă. Ultima întrebare care mi-aparține, deși am văzut și câteva SMS-uri în sensul ăsta, domnule președinte, luați în calcul încă, pentru că la un moment dat ați declarat că e posibil să nu mergeți la Consiliul Județean și să vă gândiți la o carieră la București, în vederea alegerilor parlamentare. Încă luați acest lucru în calcul? Am spus că nu mă retrag politic, îmi mențin calitatea de președinte executiv și bineînțeles că în activitatea viitoare vor fi proiecte pe care mi le voi asuma. Inclusiv există această posibilitate? Sigur că da, dar asta depinde tot de o decizie. A dumneavoastră sau a partidului? A mea în primul rând și a partidului. Da, mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară și pentru răspunsurile sincere pe care ni le-ați dat. Mulțumesc pentru exclusivitate, pentru că iată, am aruncat așa un ochi și toată lumea ne citează. Doamnelor, domnilor, punem punct emisiunii noastre aici. Ne revedem mâine de la 21. Rămâneți cu TV Sud și evident cu site-ul nostru, pentru că poate ne mai declară ceva și o să punem repede pe site. Mulțumesc, la revedere!